Salutare, prieteni! Astăzi la acest Nissan X-Trail model T31, la această mașină vom înlocui uleiul de motor. Avem cumpărat un ulei de la Elf 5W30. Este un ulei special pentru mașini cu filtru de particule. Avem mai și un filtru de ulei de la MAN. Pentru început, folosindu-mă de acest cric, voi ridica mașina ca să pot da drumul la ulei. De desubt avem și un scut care va trebui demontat. Am ridicat mașina pe cric și am asigurat-o cu o capră, cu o cheie de 17. Am desfăcut cele 4 șuruburi de la scut. Mai departe, cu o cheie de 24, o tubulară de 24, voi desface filtrul de ulei care este aici, în această zonă, iar cu un pătrat voi desface bușonul de la baia de ulei. Voi da acum drumul la ulei în acest lighean. Îl voi lăsa să se scurgă, după care voi monta bușonul la loc și voi scoate filtrul de ulei pe care îl voi înlocui. Acum, după ce am scurs uleiul și am pus înapoi bușonul de la baia de ulei, voi scoate și filtrul de ulei cu o cheie de 24, după cum am spus mai devreme. Va mai curge puțin ulei și din acest filtru. De asta am și pus ligheanul aici. Îl voi lăsa puțin să se scurgă. Avem aici noul filtru, un filtru de la MAN. Am înlocuit, bineînțeles, și garnitura și filtrul cel vechi. Acum îl voi monta în locașul lui. Garnitura am uns-o cu puțin ulei. Cam atât. Acum tot ce mi-a rămas de făcut este să montez scutul și, bineînțeles, să pun noul ulei. Am ajuns și la momentul în care voi pune uleiul în
acest motor intră 7,4 litri, de aceea am două bidoane. Pentru început voi pune doar 7 litri, urmând să pornesc mașina, să o las puțin să meargă, după care voi completa cât mai este nevoie. Am pus primul bidon de 5 litri. Acum voi pune și din cel de-al doilea bidon încă 2 litri. Am pus aproximativ 7 litri în total. Acum voi porni mașina și o voi lăsa puțin să meargă, după cum v-am mai spus, o las timp de 10 minute să se oprește și o las timp de 10 minute să se așeze uleiul. Iar mai apoi voi face nivelul ca să am uleiul la maxim.